frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Suntem Europa FM și suntem cu rațiunea zilei pe drum cu prioritate, adică alături de Cătălin Striblea. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare, Radu Constantinescu! Din 2011 sunt împreună Shakira și Piqué. Mă întrebai ceva mai devreme, nu știam să spun. Atâția 2011, ani. 2011, da. Și într-adevăr, e o diferență de vreo 10 ani. Tot atâția ani între ei, da. Da? Da, da. Interesant e că sunt născuți în aceea zi de 2 februarie. Asta e diferență de 10 ani. Da, da. Ce chestie. S-au nu găsit. Știam asta. Piqué tot la... Și echipa aceea din Dinamo. Ah, da, 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 da. Da. Ați văzut, mă, că își revine Barcelona cu Xavi, ce seamă. Toată lumea își revine, super, numai Dinamo rămâne acolo unde ești. Da, la voi, voi n-aveți patronat, aia e problema. Nu știm cine conduce avem clubul în afară stadion, de suporteri. Avem patronat, avem... Dom'le, și Rapid, uite ce frumos a fost acolo și a revenit Zaf, e plin de... Am văzut, au sărbătorit vreo 3-4 zile deschiderea stadionului, da. Cam povești. Acum să vedem ce o să facă și echipa, nu? Că vă întâlniți, o să jucați ceva, meci. Ultima oară n-a ieșit prea bine, dar ultima oară n-a ieșit prea bine s-a întâmplat după vreo 14 ani, când tot ieșea bine pentru Dinamo. Dar hai să nu intrăm, da, în... Da, nu mai știu, că nu sunt așa priceput, că chiar la play-out mă uit cu atenție și îngrijorare, știi? Nu? Știi că se spunea copiii care au acum 13-14 ani și țin cu Rapidul, n-au văzut niciodată echipa asta bătând Dinamo. Serios? Așa lor, e, da? 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 Da. Bine, au văzut acum de curând, dar până atunci nu mai... Am înțeles. Hai, reveniți-vă, că sincer m-am săturat și eu de atâtea meciuri cu CFR-ul. E o plictiseală să joacă numai CFR, ce să facem? CSB... Echipă bună, da. Idei bune la Cluj. Da, eu vă aștept să facem, domnule, ca pe vremuri. Când se făceau stadioanele alea mari, frumoase, când... S-a umplea de lume. Hai, lasă. Cu plaje, nu? Cu plaje, cum ar fi, da, da. Reveni la ale noastre, Cătălin, da. Rușii se pare că au lăsat-o un pic mai moale. Motivul o să ne-l spui tu. Exact, da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Un anunț care pare rezultat al negocierilor de pace de la Istanbul, care astăzi s-au desfășurat. Rusia spune prin ministrul adjunct de al apărării, pentru că știți că cel principal, domnul Șoigu, e dispărut de câteva zile. Nu se știe nimic de el, nu? Da, spun oficialii ruși că a avut o criză de inimă sau ceva de genul acesta, are probleme de sănătate, așadar... O fi mâncat aceeași ciocolată cu domnul Abramovici. Apropo, da, de Abramovici, l-am văzut la negocieri, ce caută acolo? Îți explic imediat, da. Rusia anunță că va limita drastic atacurile în jurul Kievului. Anunțul vine pe fondul negocierilor de pace, pare să fie un rezultat al celor două părți care au ajuns măcar la concluzia asta. Nu știm exact ce înseamnă o limitare drastică a atacurilor. În orice caz, ei fusese rădați peste cap în mai multe zone din jurul Kievului și erau împinși mai departe. Există chiar un batalion tactic, așa numit, care s-a retras în Belarus pentru reparații și îmbunătățiri. Și pe masă acolo la negociere astăzi la Istanbul se pare că au fost două lucruri: neutralitatea Ucrainei, fără baze militare, fără intrare în alianțe militare, lucru pe care ucrainenii îl acceptă. Nu acceptă, în schimb, niciun fel concesii teritoriale. Și acum e o discuție mare de purtat asta cu concesiile teritoriale, pentru că armata rusă practic deține mare parte din sudul țării, da? Într-un fel sau într-altul. Acolo e, după cum bine ai observat, domnul Abramovici. Și nu e prima oară când e, participă aproape la fiecare rundă de negocieri față în față, ba mai mult, domnul Abramovici face și o navetă între Moscova și Kiev cu avionul. Zile astea a apărut aseară și această informație care a fost o încercare de otrăvire a sa, da, pe care el a confirmat-o în parte printr-un purtător de cuvânt. Partea rusă spune că nu e vorba de așa ceva, că analiza n-a arătat. E un moment neclar al acestor lucruri, dar întrebarea e foarte bună. Ce caută acolo? Domnul Abramovici este din cercul zero al lui Vladimir Putin, adică este un om foarte apropiat. El e cel care l-a inventat pe Vladimir Putin. El a mai povestit asta. El locuia la Kremlin în perioada lui Yeltsin, era unul din tineri oligarhi, începuse să se dezvolte. Yeltsin îl aprecia foarte tare, foarte tare pentru felul lui de a fi, încât i-a oferit această posibilitate de a locui în Kremlin, în preajma lui. Și în momentul în care domnul Abramovici a simțit că domnul Yeltsin nu mai poate, i l-a prezentat pe acest urmaș.
Putin mai în vârstă decât Abramovici, evident, și între ei, pentru această prezentare, pentru această aducere în grație, a rămas această prietenie de-a lungul anilor, Abramovici fiind destul de abil să nu-și ducă viața în Rusia, să nu calce pe bec, să facă ceea ce îi se spune, și domnul A, cum îi se spune la Kremlin, asta este denumirea lui, astea sunt coordonatele lui, pare că beneficiază de această încredere a lui Vladimir Putin de a duce mesaje personale. Deci are un mandat, cum are se spune, un mandat, de la Vladimir, da, Putin. De la Vladimir Putin, oficialii ruși au fost rugați să explice de către presă ce caută, domnule, omul ăsta, ce calitate are aici, de stă el mereu în zona asta. Și zis, omul acesta, ei au răspuns, omul acesta este acceptat de ambele părți pentru transmiterea unor mesaje, adică înțeleg că ar avea și mandatul președintelui Zelenski, asta înseamnă, și că este un, face un tip de curierat și știu eu cum să-l numim între cele două părți. Ăsta este rolul domnului Abramovici, cel califică pentru asta, spuneam, probabil această prietenie, apropiere de Vladimir Putin, căruia îi se adresează întotdeauna cu dumneavoastră și îl vede ca pe un unchi mai în vârstă, așa vorbește Abramovici despre Vladimir Putin. Și legături vechi cu centrul de putere de la Moscova, dacă spune că e de pe vremea lui, da, Elsen. Da, da. Și fost guvernator al unei provincie, lucru care l-a îmbogățit cu asupra de măsură pe Roman Abramovici, dar este pentru prima dată când noi vedem că domnul Abramovici are și un rol politic, adică e posibil ca și în trecut el să fi rezolvat și alte chestiuni politice, a fost o curea de transmisie între Kremlin și alte părți ale lumii. Dar e prima dată când o vedem... După ce a izbucnit războiul, cred că a fost primul care a reacționat, a predat acțiunile de la Chelsea. Încă nu le-a predat, de-abia sunt scoase la... Vineri s-a închis depunerea ofertelor. A anunțat public oricum că, da, renunță și a început plimbarea asta despre care ne-ai povestit. Da, pentru că, da, a anunțat public că renunță, dar știa de ce. Pentru că veneau sancțiunile, uh-huh, și știau că va fi deposedat de club. L-a scos teoretic la vânzare, atenție, nu va primi banii. Banii vor fi puși într-un cont de vânzare, se ocupă guvernul britanic și niște bănci. Banii nu ajung direct la domnul Abramovici, sunt puși în niște conturi, se așteaptă finalul sancțiunilor, probabil procese și așa mai departe legate de chestiunea asta. Dar cert e că ăsta e un semnal politic. Guvernul britanic i-a spus pleacă de aici. Cam asta este ideea. Te lăsăm cumva să vinzi business-ul ăsta, dar nu vii pe la noi, nu ne mai, da, încurci. Cel mai important lucru este că pare că negocierile astea duc spre un rezultat din moment ce rușii au mai încetat atacurile asupra Ucrainei. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Te așteptăm și cu alte vești din ce în ce mai bune, sper eu. Rămâi cu Europa FM. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM.